Ministrul Energiei Virgil Popescu este așteptat vineri la termocentrala Rovinari, unde va avea loc un eveniment dedicat împlinirii a 50 de ani de la punerea în funcțiune. Popescu a fost invitat de șefii companiei la o întâlnire pe care a avut-o în urmă cu o lună, la care au participat și câțiva lideri de sindicat. După anunțarea în județul Gorj a posibilei prezențe a ministrului mult contestat, au apărut și reacții din partea contestatarilor acestuia. Unii dintre protestatarii din piața prefecturii de la Târgu Jiu, care cer de mai bine de un an deblocarea legii de reducere a vârstei de pensionare, au anunțat că îl vor întâmpina cu proteste pe șeful de la energie. Virgil Popescu și-a atras antipatia minerilor și energeticienilor după ce a respins renegocierea planului de restructurare a complexului energetic Oltenia și a susținut continuarea procesului de închidere a unităților pe cărbune.